Bun găsit! Sunt Eugen Urșciuc, ascultați În Esență, un podcast al Europei Libere în care ne propunem să explicăm temele și subiectele relevante ale realității. Aici încercăm să limpezim lucrurile, să înțelegem împreună mai bine ce se întâmplă în jurul nostru. Astăzi discutăm despre reformele anticorupție din Republica Moldova. Încercăm să identificăm factorii ce împiedică implementarea calitativă a acestora. Discutăm cu expertul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, despre eficiența procuraturilor de specialitate și, în mod special, a Procuraturii Anticorupție. Acum aproape un an și jumătate a fost învestit un nou guvern care a anunțat în programul său denumit Moldova Vremurilor Bune, inclusiv un pachet anticorupție ambițios. Cabinetul Gavrilița a anunțat că va susține o luptă veritabilă împotriva marii corupții. Dumneavoastră monitorizați de mai mulți ani activitatea organelor de drept din Republica Moldova și aveți cum să comparați. Iar întrebarea este, oare în acest aproape un an și jumătate s-a mișcat carul din loc în ceea ce numește guvernarea, lupta cu marea corupție? Carul s-a mișcat din loc, însă viteza cu care carul se mișcă nu este ceea pe care toți mi-o dorim. Pentru mine era previzibil că atunci când un grup de oameni neexperimentați în arta guvernării vine la guvernare și vrea să facă schimbări mari, inevitabil vor fi sincope. Era clar că vor fi întârzieri, sunt sigur că putea fi făcut mai mult, dar eu încă nu pun la îndoială bunele intenții ale actuale guvernări. Adică bunele intenții sunt, viteza cu care se mișcă nu, este cea care ar trebui să fie, putea să fie și mai rapidă. Dar eu sper că schimbări vor veni, da, s-a numit un nou procuror șef anticorupție, da, s-a modificat legea pentru a da mai mult împuternicire acelui procuror. Acum la Ministerul Justiției se lucrează pe un proiect de lege pentru a simplifica lucrul procurorilor în instrumentarea cazurilor complicate. S-a anunțat despre curățarea justiției, s-a început lucrul pentru verificarea candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, și aici lucrurile întârzii foarte, foarte mult, în opinia mea. Anumite persoane au fost aduse de peste hotare, sunt anumite progrese pe anumite dosare. Este un lucru bun faptul că au fost aduse anumite persoane de peste hotare? Eu cred că da, că asta trimite un semnal față de alte persoane, că faptul că încerc să te eschivezi peste hotare nu e o garanție absolută că vei fi în siguranță acolo. Există un sentiment generalizat de insatisfacție în societate cu privire la lupta împotriva corupției, mai cu seamă pe fundalul asigurărilor că se face totul pentru a îmbunătăți lucrurile în această privință. Ce înainte de toate nu merge așa cum trebuiește în opinia dumneavoastră, dacă evident împărtășiți ca expert, dar și ca cetățean această nemulțumire? Viteza este ceea ce cred eu disatisface și al doilea lucru, haideți să spunem franc, expectanțele care au fost puse de votanți în iulie 2021 au fost nerealiste. Inevitabil, aceste expectanțe foarte mari că se va schimba lucrurile peste noapte într-o perioadă foarte scurtă de timp erau nerealiste și acest lucru l-am spus pe 12 iulie anului 2021. Să nu ne facem expectanțe foarte mari, vor fi ei sincope, haideți să fim realiști. În justiție, lucrurile rapide se pot mișca doar într-o direcție greșită. Și a înțeles guvernarea între timp această realitate despre care eu sper că da, deși eu văd anumite probleme la guvernare. De exemplu, prima este atunci când încerc să reformez un sistem de justiție, care e cea mai complicată reformă care poate fi în guvernare. Cea mai complicată, fiindcă trebuie să efectiv reformatezi un sistem și să-l faci ca într-o perioadă relativ scurtă de timp el să înnoate singur, de la zero. Ceea ce e greu să se întâmple. Să încerci să reformatezi acest sistem foarte rapid, este foarte complicat, mai ales că n-ai avut experiența cum el a funcționat anterior bine. Moldova întotdeauna justiția a fost problematică, haideți să recunoaștem. Dar acest lucru, pentru ca să-l faci bine, trebuie să te miști extrem de ferm înainte. Am observat la nivelul Ministerului Justiției anumite ezitări în luarea unor decizii foarte curajoase. Ce aveți în vedere? De exemplu, se vorbea de mult timp că este nevoie de
regândit competența procurorilor anticorupție. Adică procurorii să aibă toate atribuțiile la dispoziție, un mandat foarte îngust concentrat pe peștii mari și responsabilitate pe cele dosare. Până în ziua de astăzi noi decizii în acest sens încă nu avem. Sau o altă chestiune, s-a luat decizia ca să se meargă pe curățarea sistemului din justiție. Toți judecătorii și procurorii să fie verificați. Da, se declară acest lucru, dar până la ziua de astăzi încă n-am văzut un concept foarte bine pus pe hârtie cum acest lucru va avea loc. Și avem deja un an de guvernare, un an și 14 luni de guvernare. Ceea ce pentru mine este un indicator că se ezită la anumite aspecte. Sau, un alt aspect, dacă noi vrem ca să curățăm justiția și persoanele care rămân în sistem să dea randament și să nu mai fie corupți pe viitor, noi trebuie să-i plătim pe ei un pic mai bine decât ar plăti business-ul. Aceasta însemnând ridicarea salariului. Înțeleg că este o decizie nepopulară, dar dacă nu o să-i plătim noi bine, să-i plătească alții și eu nu cred că noi ne dorim lucrul ăsta în cazul judecătorilor și procurorilor. Un analiză pe care a făcut-o CRJM confirmă că noi plătim cel mai prost judecători din țară și cel mai prost procurorii anticorupție din toate 47 de țări membre ale Consiliului Europei. Aceste sume ne confirmă foarte clar că este nevoie de mărit salariile dacă vrem să păstrăm cei mai buni oameni în sistem. O decizie la acest capitol nu s-a luat, deși e evident că trebuie luat. Haideți că vorbim despre cadre și salarii puțin mai încolo. O privire în esență asupra politicilor anticorupție, la ce concluzie ne-ar duce? Este foarte mult de făcut încă. Este foarte mult de făcut. Doamna Drăgălin a venit în Republica Moldova dintr-un alt sistem, ea încă probabil că trebuie să înțeleagă toate subtilitățile sistemului în care s-a pomenit. Sunt foarte multe pietre ascunse în jurul ei. Ca să precizăm, doamna Drăgălin, este procurorul șef anticorupție. Exact. Plus, dumneai a venit într-o instituție care nu are nici buget, nici autonomie, nici personal care să ajute procurorii, pe care ea trebuie să îi aducă acum, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Este sfârșit de an, este planificarea bugetară pentru anul viitor. Dacă nu dai bani pentru asta, un an de zile nu o să ai chestiile date. Și nu cred că ea își poate permite un an de zile să aștepte fără buget, fără personal și fără autonomie funcțională. În opinia dumneavoastră, ce lipsește întâi de toate pentru o luptă reală cu fenomenul corupției, pentru eradicarea schemelor despre care au tot vorbit cei de la guvernare? Voință, cadre, calificare, altceva? Este vorba de un conglomerat de aspecte care trebuie luate în calcul atunci când e vorba de combaterea corupției. Clasic se vorbește de 5 elemente. 1. Este o lege care se incrimineze foarte dur abaterile de la reguli, adică sancțiuni dure pentru corupție. Și aici nu se referă doar la întemnițare, dar și la pierderea beneficiilor funcționarilor publici, adică pierderea pensiilor privilegiate, pierderea indemnizațiilor de plecare din sistem, interdicții de reveni în sistem. Aceste măsuri au fost introduse în legislație în vara acestui an. Dacă o să uitați, în vara acestui an, pentru judecători a fost introdusă o regulă destul de dură. Dacă ești prins cu oca mică, ai pierdut totul. Și își face efectul acest amendament? Dar pentru ca această normă să fie aplicată, este nevoie de un Consiliu Superior al Magistraturii. Și aici ne întoarcem la a doua condiție. Instituții care spată pune în joc aceste reguli dure care există în lege. CSM încă n-avem, CSP încă n-avem, nou. Procurorii anticorupție care se investigheze marea corupție, tot nu avem. A treilea element care este, mă pun în locul unui funcționar public, ei și ce o să mă dea afară? Că la privat câștig oricum mai mult decât aș câștiga la stat. Însemnând garanții sociale care, și altă, de altă natură care să-i fac funcționarii publici să aprecieze funcția pe care o au. Adică să plătim funcționarilor suficient ca ei să nu se gândească ce vor mânca de seară sau familia lor. Înțeleg că e complicat, fiindcă bani în buget nu putem să mărim salariile la toți. Încrederea în justiție e scăzută și în momentul în care mai dai și salarii mai mari acestora, percepția publică este că iată, dăm bani și așa corupților. Dar e o măsură necesară dacă nu vrem să perpetuăm corupția. Asta e un alt element, adică valorificarea funcției publice de către funcționarii publici. Atunci când funcționarii țin la funcția lor, asta e tot o măsură anticorupție. Sunt motivați să stea în funcție. Un alt element este discreția. Discreția însemnând
Ce se întâmplă în cazul în care unui vameș îi se dă la dispoziție sau unui angajat de lansă îi se dă la dispoziție 3 zile ca să autorizeze un export de vișini într-un camion? În 3 zile vișinile cele deja sau cireșele sunt aproape alterate. Iar business-ul întotdeauna va căuta căi mai scurte pentru a-și facilita activitatea. Iată, invitații de genul dat la corupție ar trebui să nu existe, o discreție cât mai puțină. Și aici eu cred că este vorba de digitalizare în primul rând. Așa încât interacțiunea dintre funcționar și persoană să dispară. Asta reduce foarte mult din corupția foarte, foarte răspândit. Transparență. Transparența înseamnă, noi știm că în apele tulburi cresc crocodilii mari și noi nu ne trebuie crocodili și nici api tulburi. De aceea, cât mai mult transparență în actul guvernării, în special în achiziții publice, în finanțarea partidelor politici și în luarea celor mai importante decizii din stat. De exemplu, noi încă nu avem o transparență la nivel de parlament ca să urmărim în legislativ live ce modificări legislative sunt propuse de către deputați la proiectele care deja au intrat în Parlament. Și ultima chestiune este o presiune publică asupra guvernării de către societate. Asta însemnând jurnalism de investigație și cererea populației față de guvernare să urmeze cursul combaterii corupției. Că sunt 6 elemente pe care oricare politician ar trebui să le ia în calcul când este vorba de combaterea corupției și pe toate trebuie de mers în paralel. Ele vor fi, dacă vor fi puse, în paralel peste vreo 5 ani, 4-5 ani de zile, vor vedea rezultate destul de substanțiale. Ce e important este ca ele să fie puse acum, așa că peste 3-4 ani avem rezultatele. Se fac auzite voci spunând că lupta cu corupția pornită de actuala guvernare se asociază mai mult cu neutralizarea oponenților politici decât cu eradicarea reală a corupției. Cât de întemeiată vi se pare această afirmație? Eu spuneam de mai mult timp că un indicator clar al independenței justiției va fi atunci când cei de la guvernare vor fi investigați pentru abuzuri în perioada cât sunt la guvernare. Și acest lucru, nu se întâmplă, dar explicația este că cei care sunt actualmente la guvernare încă n-au stat prea mult acolo ca să se păteze prea mult ca procurorii sau judecătorii să vină după ei. Iar în ceea ce privește dosarele în privința opoziției, păi ei au fost la guvernare o anumită perioadă de timp și este evident că acolo sunt probleme. Fiind probleme, ele trebuie investigate. Și acum eu nu aș discuta despre că e motivat politic, nu e motivat politic. Fiecare caz trebuie discutat concret. Și dacă sunt, mă rog, am auzit pe un fost șef de stat care se plângea de acest lucru, haideți să discutăm dacă de ce este acuzat este întemeiat sau nu. Și dacă este întemeiat, atunci probabil că nu este vorba de justiție politică. Dacă procurorii și judecători nu pot aduce explicații plauzibile pentru fiecare, că nu trebuie să fii jurist ca să înțelegi dacă acolo există un gram de substanță sau nu într-un dosar, am în vedere. Când vorbim de justiție politică, trebuie să ne uităm foarte clar la despre ce vorbim. Fiecare caz trebuie judecat în parte. Eu până acum nu am văzut o motivare politică pronunțată din partea procurorilor sau judecătorilor. Eu mai degrabă am văzut o ezitare a procurorilor și judecătorilor să meargă cum ar trebui să meargă împotriva politicienilor corupți, de acum și de atunci. În 2016 a fost adoptată legea cu privire la procuratură, punctul nevralgic, cum numeau la acea vreme procuratura unii politicieni, o lege de la care existau foarte multe așteptări. Sunteți unul dintre părinții acestei legi. Acest cadru legal urma să asigure o delimitare clară între procuraturile specializate și alte instituții, să ofere o autonomie mai mare structurilor și respectiv o dependență mai mică față de Procuratura Generală. Se pare însă că atingerea acestor obiective a eșuat, așa după cum au apreciat inclusiv procurori de rang înalt. Și întrebarea laconică: de ce s-a întâmplat acest lucru? Fiindcă problema nu este în lege. Da, în ce? Problema este implementarea legii. Legea prevedea independență. Tot știm de 6 ani de zile, procurorii specializați, adică cei anticorupție și cei care trebuie să lupte cu crimă organizat, nu au ceea ce e prevăzut de lege. De ce? Întrebați-i pe procurori. Deci timp de 6 ani de zile, ei, cei care trebuie să asigure respectarea legii, nu-și respectă propria lege. Și intuiția mea este că exista o rezistență mare din partea conducerii Procuraturii Generale a da independență procurorilor anticorupție. De ce? Probabil pentru a păstra controlul asupra instrumentării unor dosare. Exact. Și, dar asta nu e unica scuză. Și fosta conducere a Procuraturii Anticorupție n-a fost foarte combativă în a-și asigura o independență funcțională. Problema nu este în lege și vreau să menționez încă un lucru. Bineînțeles că eu aș putea să fiu parțial aici, cumva părtimitor. De ce? Fiindcă am scris împreună cu colegii această lege cu privire la procuratură și legea cu privire la procuraturile specializate.
Dar faptul că legea prin la procuratură este modificată atât de des de către politicieni indică la un lucru, că legea este bună. Că ea nu permite politicienilor să exercite presiunea asupra procurorilor, care ei nu trebuie să o aibă. În Republica Moldova, câteva legi a procuraturii au existat în cursul anilor? Da, au existat 3 legi a procuraturii. Asta e un lucru care ne arată ce? Că cele două de până acum nu au fost cele mai reușite, fiindcă de la a doua până la a treia lege au trecut doar 8 ani. Legea actuală prin la procuratură adoptată în 2016 are precedentă în 2008. Legea așa de importantă, la o perioadă așa de scurtă, nu se schimbă așa de ușor. Ceea ce înseamnă că legea din 2008 a fost, de fapt, o reproducere palidă a ceea ce ar fi trebuit din să avem în Republică. Da. Sunt 4 luni de când Veronica Drăgălin a intrat în mandat la Procuratura Anticorupție. Ce a reușit și ce nu a reușit ea în acest răstimp? Mie mi-e greu să răspund la întrebarea dată, dintr-un motiv foarte simplu. Eu în această perioadă nu am monitorizat foarte atent activitatea Procuraturii Anticorupție. Da, am văzut anumite dosare care parcă progresau, dar am văzut și anumite dosare față de care progresii public cel puțin nu au fost anunțate, ceea ce nu înseamnă că ele nu au fost. Procurorii, prin natura lucrurilor, pe asemenea dosare lucrează confidențial. Veronica Drăgălin a preluat mandatul de șefă a Procuraturii Anticorupție, un mandat de 5 ani, la 1 august 2022, după ce a câștigat un concurs public. Acesta este contestat de opoziția de la Chișinău în contextul așa zisului scandal Telegram. Până a reveni în Moldova, Veronica Drăgălin a activat în cadrul Procuraturii Federale din Statele Unite ale Americii, sediul din Los Angeles. După învestirea în funcție, Veronica Drăgălin a declarat că instituția trebuie să descurajeze corupția în sistemul judiciar, parlament, guvern, partidele politice și administrațiile locale. În fiecare domeniu trebuie să existe exemple vii despre cum corupția ajung la închisoare, spunea Drăgălin la scurt timp după învestire. Pe de altă parte, destul de riscant să pui o diagnoză pentru un procuror șef la o distanță de 4 luni. Este un termen scurt. Este un termen scurt, având în vedere starea Procuraturii Anticorupției pe care a primit-o doamna Drăgălin atunci când a preluat mandatul la 1 august. Domnule Grebincea, capacitatea instituțională redusă a procuraturilor de a lupta cu marea corupție ar fi un alt aspect despre care vorbesc tot mai des și procurorii și experții. Zicea recent și Veronica Drăgălin la o dezbatere publică. Noi, până în ziua de azi, ca procuratură, împreună cu colegii noștri de la CNA, am pus sechestru pe sume foarte, foarte mari de bani, deci miliarde de lei. Deci asta înseamnă că dacă ajunge cazul la condamnare, e posibil banii care sunt acum sechestrați să fie confiscați în bugetul statului. Deci miliarde de lei, potențial, care ar putea intra în bugetul statului în beneficiu cetățeanului. Dacă noi reușim să confiscăm careva bani, poate un procent din banii confiscați să vină la noi în buget, pentru că asta ne-ar fortifica. Vă gândiți la așa opțiune. Știu că în România asta se întâmplă. Eu cred că asta ar fi o propunere. Un fel de comision pe confiscare. Deci, iată că mai în glumă, mai în serios, doamna Drăgălin a avansat această propunere. Ne amintim aici că mulți dintre colegii dumneiei s-au plâns că barem nu au hârtie și pixuri. Cum așadar poate fi fortificată Procuratura Anticorupție? Noi am făcut o analiză la CRJM a finanțelor alocate justiției și am constatat că Republica Moldova nu alocă puțin justiție. Alocă exact așa cât ar aloca o țară europeană obișnuită. Care-i problema atunci? Cum cheltuim acești bani? Noi avem foarte mulți procurori raportat la populație. Noi avem foarte mult personal care asistă judecătorii și procurorii raportat la populație, dar nu știu cu ce se ocupă aceste persoane, care e randamentul lor. Eu sunt sigur că dacă am reoptimizat sistemul pe interior, am putea găsi surse suficiente pentru a și mări salariile procurorilor și judecătorilor și pentru a obține bani suficienți pentru pixuri și hârtie. Să vă dau doar un exemplu. La sfârșit de fiecare an se economisesc anumite surse. Se economisesc din buget. Ce se întâmplă la sfârșit de an? Ce își cumpără judecătorii și procurorii? Automobile. În loc să cumpere computere, soft sau hârtie. Surse, în opinia mea, sunt. Poate ar trebui dimărit bugetul cu vreo 20-30%, 40% poate. Logistica internă a procuraturii sau a instanțelor judecătorești, problema a instanțelor judecătorești sau a procuraturii, a managementului prost. Nu ai disponibilități de resurse. Cel puțin aceasta arată la nivel macro analiza pe care am făcut-o noi. În ceea ce privește comisionul din succes, noi am avut această situație la CNA, cu câțiva ani în urmă, randament mare nu a fost, dar ar putea să fie o soluție
dar nu pentru remunerarea procurorilor, ci pentru investiții în dezvoltarea instituțiilor. Adică salariile oricum vor fi, pentru performanță ar putea să dea anumite sporuri, dar banii ăștia care vin în instituții, de exemplu, 1% din sumele restituite la stat nu sechestrate, dar din sumele care efectiv au intrat în bugetul statului, 1% se duc la procuratura anticorupție, de exemplu, dacă ei au instrumentat acel dosar. S-ar putea și în acești bani ei să-și cumpere computere, să angajeze experți foarte buni care să ajute procurorii. Că acum un expert, dacă îl contractezi la stat, durează un an jumate să-ți facă o expertiză și atunci... Da, ar fi un aport financiar suplimentar la bugetul Procuraturii Anticorupției. Cum credeți că ar trebui construită interacțiunea dintre Procuratura Anticorupție și CNA în situația în care adesea acestea își dublează acțiunile, activitatea? Poate eu am o imaginație proastă, dar în opinia mea, atât timp cât noi vom avea doi bucătari în aceeași bucătărie, zama nu se va primi cea mai gustoasă, mai ales cea de pește pe care ei trebuie să o fac. Trebuie să existe un singur șef. La moment, procurorii anticorupție dedic 80% din timpul lor lucrului pe care de fapt îl pregătesc CNA-ul. Adică CNA-ul le dau dosare și trebuie să le aducă în judecat. Iar dosarele cele sunt de mică corupție, adică de importanță mică. Procuratura Anticorupție are circa 130 de angajați, inclusiv puțin peste 40 de procurori și în jur de 60 de ofițeri de urmărire penală și de investigație care sunt detașați. Potrivit studiilor și recomandărilor experților internaționali, numărul procurorilor în cadrul Procuraturii Anticorupție ar trebui majorat cu 30%, adică până la 65 de procurori. Noi nu o să putem aloca suficient de procurori să ocupe de toate dosarele din țară. Noi trebuie să prioritizăm. Și atunci prioritizarea e pe marea corupție. Că dacă un șef nu este corupt, ceilalți de jos sunt exterminați, chiar dacă sunt corupți într-o perioadă foarte scurtă de timp, profesional vorbind, da? Adică sunt eliberați din funcție. Iar dacă jos este corupție și sus este corupție, degeaba lupți cu mica corupție. Fiindcă șeful de sus va genera un nou corupt jos, mică corupție. Adică trebuie să eradicăm capii corupții, ca ulterior, spunem oameni integri acolo, ca corupția de jos, mica corupție să fie eradicat. Aceste două instituții trebuie cumva comasate sau... În opinia mea, procurorii anticorupție trebuie să aibă un mandat foarte îngust, să ocupe de exemplu, corupția deputaților, corupția miniștrilor, corupția judecătorilor, corupția procurorilor, corupția primarului municipiului Chișinău, corupția șefilor de agenții unde sunt foarte mulți bani publici, cum ar fi achizițiile publice, cum ar fi Moltelecom, cum ar fi căile ferate, adică acolo ne sunt foarte mulți bani. Primarii de municipii, șefii de directori de raioane, asta ar trebui să fie competența lor și numai asta. Și ei se ocupe doar de... Sunt suficienți dosare și peste. Ei sau de lucruri nu o să... Deci competențe delimitate strict. Strict concentrate pe... Sau pe mite foarte mari, de exemplu. Dacă se dă mită de 10.000 de euro și mai sus, automat vine competența lor. Iar mica corupție, în genere, să nu ajungă la procurori ăștia. Să nu distragem la sarcina asta mare pe care o au. Fiindcă acum 80% sunt altceva decât asta. Nu este cam logic să ai două agenții anticorupție în același... Nu prea există țări în care să ai două agenții anticorupție care lucrează în paralel. Este un model autohton moldovenesc. Și asta, foarte care... scump, că noi la CNA avem aproape 300 de oameni angajați. La Procuratura Anticorupției mai puțin de 100. CNA-ul ar putea să existe, dar să nu interacționeze Procurorul Anticorupției, ci să interacționeze cu procurorii eventual din sectoare sau în genere CNA să se ocupe de altceva, iar mica corupție să fie lăsată la procurorii teritoriali. Asta o văd eu, iar o parte mare din resursele CNA să meargă de la CNA la Procuratura Anticorupție. De ce spun asta? Deoarece există un risc mare politic. Conducerea Procuraturii Anticorupție este independentă, conform legii, iar conducerea CNA nu este independentă, este sub control politic. Șeful CNA este numit prin vot politic în Parlament și de obicei prima funcție care cade la schimbarea guvernării este șeful CNA. De ce? Pentru a obține control asupra ei. De ce? Fiindcă în momentul în care CNA poate influența dosarele la Procuratura Anticorupție, punând un nou șef la CNA, de fapt influențezi impactul de la Procuratura Anticorupție. Și eu aș vrea ca noi să nu avem asemenea riscuri, bombe, de fapt cu efect îndelungat lăsat în legislație. Domnule Grebincea, un aspect sensibil pare să fie cel cu privire la asigurarea independenței Procuraturii Anticorupție față de Procuratura Generală. Ar fi oare o soluție ca șeful Procuraturii Anticorupție, așa cum a sugerat și doamna Drăgălin, să fie abilitat cu o independență deplină față de Procurorul General, mai ales în instrumentarea dosarelor? La moment, eu aș spune că procurorii au atâta independență cât pot duce. Procurorul șef anticorupție astăzi oricând îl poate pune la respect procurorul general, dacă dorește acest lucru. Clar că procesual există câteva pârghii prin care procurorul general poate totuși interveni
în activitatea procuratorii anticorupție, de exemplu, să ia un dosar la procuratorul anticorupție și să-l dea în altă parte. Sau dacă vrei să neci procurorul anticorupție, le dai 30 dosare de astea complicate la procurorul anticorupție și automat se complică viața procurorilor anticorupție. Aceste lucruri ar trebui să fie cumva blocate. Și știu că la Ministerul Justiției deja se lucrează la capitolul ăsta ca să nu poată procurorul general să ia ceva fără acordul procurorului șef anticorupție de la procurorul anticorupție sau să dea ceva procurorul anticorupție. În afară de asta, eu cred că procurorul șef anticorupție trebuie să învețe să-și ia independența pe care o are conform legii. Adică buget, personal, independență procesuală. Și să tăiem o dată de prindere dată pe dosarele importante de a merge la sfat la procurorul general, care e extrem de răspândită în Republica Moldova. Mi-aduc aminte de câteva ori când am intrat în birourile procurorilor generali, numai decât era un rând mare de procurori care aștepta la ușă instrucțiuni pe dosare complexe. Lucrurile astea trebuie să le eradicăm odată. Atunci când am candidat la funcția de procuror general, am spus, procurorul general nu trebuie să fie o figură procesuală importantă. El trebuie să fie un lider al sistemului. El trebuie să ghideze prin politici sistemul. El nu trebuie să dea indicații pe dosare concrete. Dar cum poate fi ferit un procuror de influențele politice? Dacă procurorul nu vrea să fie independent, el nu va fi independent. Dacă el vrea să fie independent, el trebuie să înțeleagă un lucru. Că nu trebuie să cerșească favoruri de la politicieni și nu trebuie să facă compromisuri cu conștiință. Fiindcă în momentul în care a făcut un singur compromis cu conștiința, el nu este primul și nici ultimul. Și să se comporte corect cu toți. Și atunci când opoziția va înțelege că nici măcar guvernarea nu poate obține nimic în plus de la procuror, toți se vor liniști. Și dacă noi încercăm să acredităm ideea că avem un procuror general onest, care face ceea ce îi spune legea și este loial față de lege și nu față de oameni, eu vă asigur că, da, politicienii vor mai specula un pic, dar în perspectivă mai lungă vor decade cumva tendințele astea mai puțin ortodoxe de a ambla cu sunete la procurorul general. Că mi-aduc aminte de un procuror general, o discuție cu un procuror general. Știți, în instituțiile de stat există așa numită Kremlovka, adică o linie de telefon pe care sunau șefii statului, șefii anumitor instituții importante. Și sună acest telefon la procurorul general, el are un asemenea telefon, ridică telefonul și aude există un glas. Există și acum acest... Era, nu știu dacă mai există, dar cu vreo 15 ani în urmă era. Și ridică telefonul și un glas cunoscut la telefon. Bună ziua, domnule procuror general. Voi înțelegeți, eu nu înțeleg cine luptă procurorii, cu bandiții sau cu polițiști. Problema era că niște polițiști au torturat niște deținuți. Și procurorii au pornit dosare penale împotriva polițiștilor. Și președintele suna la procurorul general și spune, eu nu înțeleg ce voi faceți, voi, de fapt, blocați cea mai importantă subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne. Procurorul general a așteptat, a ascultat și la sfârșit a spus, domnul președinte, dumneavoastră ar înțelegeți că dumneavoastră mă rugați să fac un lucru ilegal, să încarc legea. Și răspunsul a fost, ia că așa, eu pe tine te-am rugat, omenește, dar tu ne spui și privede legea. Adică, iată, atunci când noi vom accepta situații de genul dat, lucrurile nu vor merge bine. Trebuie să înțelegem că legea e lege și legea nu-i tocmeală. Exact. Se tot vorbește despre rezistența din sistem în contextul schimbărilor anunțate. În opinia dumneavoastră, ce alimentează această rezistență? De ce o parte din profesioniști nu-și doresc schimbări? Oamenii, prin natura lucrurilor, nu-și doresc schimbări. De ce? Deci, oarece noi toți avem frică de necunoscut. Noi știm ce a fost în trecut, noi știm ce este azi, dar noi nu știm ce va fi în viitor. Plus că până acum se promiteau multe lucruri bune, dar vineau lucruri mai puțin plăcute. Și atunci oricare sistem are rezistență la schimbare. Asta e unul. A doua chestiune, sunt mulți oameni cu păcate care înțeleg că în momentul în care se schimbă anumite lucruri radical într-un sistem, există risc pentru sănătatea sau libertatea sau averea lor. Și atunci vă închipuiți că pentru ei schimbarea dată este o luptă pentru libertate și averi. Și ei vor face foarte multe lucruri pe care dumneavoastră nici nu credeți că cred că ați vrea să le admiteți. Și al treilea aspect, oamenii nu au văzut un alt fel de schimbări decât ceea ce a fost în trecut. Ei nu cred. Nu mai cred deja în schimbări. Da? Nu cred în schimbări prin definiție. Dacă o să încercați să discutați cu persoanele cu mai mare experiență, o să observați că ei sunt destul de, hai să spunem așa, de puțin încrezători în schimbări profunde. Crezând că da, se declară ceva, se declară reforme fără a schimba nimic. Asta e după Caragiale, da? Reformă să fie fără a schimba ceva. Se vorbește intens despre necesitatea de a face curățenie în procuratură. Unii susțin categoric că o parte dintre procurori trebuie să plece din sistem și luați în schimb alții, inclusiv tineri de pe băncile universităților. Pentru asta optează și Veronica Drăgălin. Sunt de acord cu ideea că noi trebuie să creștem talentul, deci persoanele care
să fie profesioniști în această funcție. Părerea mea personală e că nouă nu ne trebuie să avem așa o limită de 5 ani de experiență înainte de a veni la procuratorul anticorupție. Deci eu aș prefera să vină procuror direct de la universitate ca să învețe la noi în instituție cum să fii procuror de rang înalt și profesionist. Domnule Gribincea, nu ar slăbi acest lucru și mai mult instituția? Eu o să încep cu lucruri mai generale. Primul este, eu o anumită perioadă de timp am fost și profesor universitar, am predat și la Institutul Național al Justiției, care educă viitorii judecători și procurori, și mă instruiesc din când în când la Centrul de Instruire a Avocaților. Adică văd studenții de la drept și încotro pleacă. Până acum, cei mai buni studenți niciodată nu au venit în justiție. De ce? Deoarece la privat se plătea mai bine. În al doilea rând, deoarece nu aveau încredere că venind în justiție vor beneficia de un tratament respectuos în raport cu ei. 3. Funcția de judecător sau de procuror nu este cea mai respectată în Republica Moldova, adică prestigiul nu există. Plus, nu ai certitudine că numirile și promovările în justiție se fac pe bune. Dacă noi o să încercăm să schimbăm lucrurile aici, poate noi să reușim să atragem cei mai buni studenți să vină de pe băncile facultății în justiție. Dar asta iarăși e legat de politica de remunerare, de climatul din sistem, cum simt oamenii, de volumul de muncă din sistem. Deși vorbim despre volumul de muncă din sistem, statisticile arată că volumul de muncă din sistemul de justiție din Moldova nu este mult mai mare decât în alte țări. Din contră, în procuratură este mai mic. Și revenind la întrebare, dacă s-ar înregistra un flux mare de tineri procurori în organele de procuratură, ar slăbi cumva din calitatea activității? Decât să ai pe cineva prost, dar experimentat, mai bine să ai, în opinia mea, cineva neexperimentat, dar cu potențial. Dar eu cred că trebuie să existe un amalgam de potențial și experiență. Eu nu cred că putem aștepta un randament mare de la un student la Facultatea de Drept. Instruirea la Facultatea de Drept în Republica Moldova nu este cea din Statele Unite, cu regret. Dar avem Institutul Național al Justiției care ar putea parțial să remedieze această problemă. Adică la universități lucrurile nu sunt perfecte, dar am putea să ne gândim cum să eficientizăm activitatea acestui centru de pregătire a viitorilor judecători și procurori. Une, majoritatea candidaților învață 18 luni. Cu ce se ocupe 18 luni? Asta ar fi o întrebare bună. Și Ministerul Justiției s-a angajat să reformeze acel centru de instruire, Institutul Național al Justiției. Până la ziua de astăzi acest lucru nu s-a făcut. Și asta e un alt domeniu care mă face pe mine să cred că există ezitări pe anumite decizii importante. Institutul Național al Justiției este condus de un interimar de un an de zile. Există vreo închipuire cât cheltuie sau investește statul în formarea unui procuror, de exemplu de la banca universității până la intrarea propriu-zisă în exercițiul funcțiunii? Da, calculele există, dar eu nu m-aș limita la bani. Eu aș face altfel, eu aș face cum fac germanii. Faptul că persoana intră într-o instituție de învățământ pentru a deveni judecător sau procuror nu trebuie să fie o garanție că el va deveni judecător sau procuror. Fiindcă chiar așa? Asta, de ce? Fiindcă altfel, noi trebuie întotdeauna să înțelegem că trebuie să luăm cel mai bun din cei mai buni. Dacă persoana, intrând la Institutul Național al Justiției, deja se consideră judecător sau procuror, asta este problematic, că el nu va învăța la Institutul Național al Justiției, ci va merge pe val. Ce este important este ca noi să educăm un bazin de specialiști mai mare decât avem nevoie, din care să alegem cei mai buni. Am înțeles, dar totuși la ora actuală Republica Moldova câți bani investește în formarea unui procuror? Nu chiar atât de mult. Eu cred că puteți calcula, un judecător, un audient la Institutul Național al Justiției primește jumătate din salariul judecătorului de funcție timp de 18 luni. Adică nu este chiar atât de mult. Plus, mai sunt anumite cheltuieli colaterale. Nu este o sumă chiar atât de mare. Despre cât ar fi vorba? Cred că 90.000 de lei pe lună ar primi un audient la Institutul Național al Justiției cu tot cu taxe. Adică 180.000 de lei orientativ sau 200 sau poate 250, chiar 300.000 de lei, ceea ce este o sumă foarte mică, 15.000 de euro pentru pregătirea unui judecător. Anual. Nu, total. Total, da. Total. Adică nu este o sumă așa de mare și eu cred că noi am putea să acceptăm că noi putem eventual, chiar dacă am cheltuit acești bani, să spunem că da, i-am pierdut, dacă nu am avut cei mai buni oameni la Institutul Național al Justiției, învățând, am vedere. Și aici ne întoarcem înapoi la cine vin să devină judecători. Dacă noi nu o să facem aceste funcții atractive, nici noi sunt la justiție, nu o să vină cei mai cu potențial specialiști. Și cu regret acest lucru a fost foarte mulți ani. Și este și anul ăsta. Mi se pare că pentru o funcție de judecător și o funcție de procuror, anul ăsta la IMJ candidau 2 candidați pe un loc. 2 pe un loc. Față de anul trecut, anii trecuți. Erau și 10 pe un loc, mai înainte.
Revenind la capacitățile instituționale ale Procuraturii Anticorupție, studiile arată că realitatea nu este nici pe aproape roz. Iată ce spune Victor Munteanu de la Departamentul Justiției al Fundației Soros Moldova, instituție ce a finanțat un amplu studiu despre starea actuală a Procuraturii Anticorupție. Eu cred că trebuie să ne uităm la reformele Procuraturii Anticorupției, inclusiv prin lentilele necesității asigurării unui climat de securitate. Crima organizată, deci felul în care corupția mare a ajuns să se asemene, de fapt, cu crima organizată, împreună le-au pătruns pe toate coridoarele puterii și justiția nu a fost exceptată de la aceasta. Trebuie să ne uităm pe lentilii securității neapărat când vorbim despre reforme în acest sector. 2. Despre securitatea informațională. Este inacceptabil ca în acest moment circuitul de documente să se facă prin tot felul de platforme nesecurizate. Eu am rămas surprins că la nivelul Procuraturii Anticorupție nu există o platformă de comunicare internă. Este absolut de neimaginat așa ceva într-o altfel de structură. Iată așa o opinie, domnule Gribincea. Întrebarea este câtă vreme ar trebui Republicii Moldova ca să ajungă la situația de a avea o procuratură eficientă, astfel ca să nu fie înghițită de crima organizată, vorba lui Victor Munteanu. România a confirmat că e nevoie de cel puțin vreo 7-10 ani de zile pentru ca să acredităm încrederea procurorilor și judecătorilor că ei sunt independenți, că ei pot să acționeze fără influența politicului și a persoanelor influente din domeniul economic. De aceea este important de început de mișcat mai repede. Viteză, așa cum spuneați la început. Trebuie să fie un compromis rațional între viteză și calitate. Și clar că noi nu avem acest lucru, noi cred că avem încă 3 ani de actuală guvernare și deja ulterior vom intra cel mai probabil într-o guvernare de coaliție. Unii lucruri sunt mai complicate de făcut. De aceea reformele dureroase trebuie făcute acum, într-un an, un an și jumătate. În ajun de alegeri nu se fac lucruri. Ulterior nu ar putea fi anulate aceste reforme? Anume din acest motiv, și este important ca reforma justiției să rămână una din condiționalitățile Uniunii Europene. De ce? Fiindcă Uniunea Europeană poate fi acea garanție de neregresare în ceea ce privește justiția. Dar pentru asta, în primul rând, este nevoie de legi bune și conducători buni în fruntea instituțiilor. Sper eu că reforma anunțată la Curtea Supremă de Justiție să aducă o schimbare reală în Curtea Supremă. Sper eu că în final vom avea un procuror general în funcție și văd ezitarea executivului de la Chișinău de a lua o decizie finală în ceea ce privește procurorul general suspendat. De ce nu are loc o expunere din partea președintei Maia Sandu, de exemplu? Întrebați-o pe doamna Sandu de ce se întâmplă acest lucru. Doamna Sandu spune că ea lasă decizia la discreția justiției, care tot ea spune că e nereformată și coruptă. Plus politic, și acceptă oare doamna Sandu ipoteza în care deciziile de eliberare din funcția domnului Stanoglu vor fi invalidate și el va reveni în funcția din nou în funcție de procuror general. E o întrebare la care doamna Sandu trebuie să răspundă, cred eu. De ce nu răspunde? Vă rog să întrebați pe dumneavoastră, eu nu sunt ofițerul ei de presă. Am și eu întrebări la care n-am răspunsuri. Și asta e una din, astea sunt unele din întrebările care vin în contextul a ceea ce am spus anterior, ezitări de a lua decizii pe chestiuni importante pentru reformarea justiției. Domnule Gribincea, pe o scară de la 1 la 10, ce notă ați da luptei cu marea corupție în Republica Moldova? Eu sunt destul de zgârcit la dat note, asta o știau studenții mei. Cred că se putea face cel puțin 2 ori mai mult până acum decât s-a făcut. Vladislav Gribincea, vă mulțumesc mult pentru această discuție. A fost o plăcere pentru mine. Podcastul În Esență a ajuns la final. Acest episod a fost înregistrat la 6 decembrie 2022. Găsiți acest și alte produse pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. În afara Republicii Moldova, podcasturile noastre sunt accesibile și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați, să distribuiți produsele Europei Libere și să comentați subiectele abordate. Sunt Eugen Urușciuc, toate cele bune, ne auzim din nou joia viitoare!